nu strică un pic de organizare, bună dimineața și bine v-am găsit, până dați share, până dați subscribe, până mai scrieți un comentariu în care ne spuneți cum așteptați weekendul, un pic de organizare și niște anunțuri, da, mâine avem cafea, da, ciorne, observat, ciorne, da, nu tem pădurile degeaba, că nu suntem eu... hol, hol, ha ha mâine cafea intermediară la 11, duminica la 7 podcast, nu vă zic cu cine, luni pilul la lupilul, că parcă ar fi cu toții BT și miercuri vedem noi ce punem, ori vlog, ori scenetă, ori că atât avem pe cap de... Bem o cafea de pe baimiecoffee.com slash Nicu Bendea. Când aveți vreme și timp, știți voi. Bem o cafea? Nu ca aia din galați. Domnule, vine nenorocirea, săraci oameni, le-au dus casa, le-au intrat apa în casă, le-au dus animalele, năcazuri. Vin ajutoarele, vin bani. Și ce fac unii oameni? Că nu toți. Că unii cât de cât refăcut locuințele. Unii în crâșmă. Să tăt vină inundația, să-mi beau alocația. Că bani avem destui. PNRR-ul, domnule, un miliard virgul o Un miliard și ceva. Numai, ce? Nu mai vin. S-au amânat cu șase luni Că n-am ținut cont de vreo 5-6 obiective care trebuiau. Că nu putem face, că omul îți spune, fă așa, noi, în! Nici metroul la Cruj nu se mai face, nu Și acum cum suntem noi cu idei, poate colonizăm planeta Jupiter, nu știu, mergem pe lună ce trebuie să se întâmple în cluj dar Ce e important, nu, Vlad? Metro către Jupiter. Metro către Jupiter, acolo cu, cu... E, mai e mai ieftin, da? mai plauzibil. Prima stație, pal doilea inel. De acolo se vede Saturnul. Vedeți ce să facem? Asta e. Fac ei politică și se laudă că avem banda. dar noroc cu Mario Fresh și cu Alexandra, Alexia eram. Ăștia s-au despărțit el ce de tipul Mario Fresh. Zice, nu mă grăbesc să-mi iau altă iubită. Aș dori ca viitoare iubită să nu fie așa nervoasă ca și fata lui Andreea Esca. O dobândi de la maică, sau o moșteni gena. Nu mai știți pe Andrei ca cu microfonul, când o zis să... Nu, no, așa și ea, când se relația. În fine, ea nu pierde vremea. Domne, trece asta de la un iubit la altul, ca și cum trecem asta de la o știre la alta pe promptă. Ci că acum ai cuplată, ca așa e moda, cu unul din anturajul cuplului, nu? Păi și borde, așa o pățit săracul. Cu, cu s-o cupla cu unul din anturajul fostului lor cuplu. Zice, asta nu prea stă bine cu banii. Lasă, dragă, care mai ta. Îl știți voi pe Adrian Elicopter? Adrian Elicopter de luptă. Bă, s-a schimbat moda. Nu mai Jean de la Craiova, Adi de la și Acum trebuie să precizez ce posezi. Adrian Elicopter de luptă a fost prins biat la volan. Mai greu când printr un elicopter biat la volan. De fapt, era avion. Bă, ce și cu băiatul ăsta? Era în Academia de Poliție. Era elefruntaș l au luat Shelly, l au chemat să fac influencer și au făcut influencer. Că ăștia așa să fac influencer până dau cu mașina în ceva, doamne ferește, că nu tăți și șofer bun ca... Bianca Drăgușanu, vai, nu mă lăsa. Bai mie coffee.com să vende. Bianca Drăgușanu a fost prinsă cu Bentley-ul circulând pe contrasens. O fi moștenit de la asta. Asta vreau să zic, o fi moștenit de la botezatul asta cu contrasensul. O a mers -a și au făcut loc, nu greapă pe nimeni, dar unul care a și filmat o și filmat-o -o o și eu zis, dar sunteți pe contrasens. Hai, lasă-mă, că imediat ajung, cum, ca de obicei, cum te scuzi. Vorba lui Exarhu, nu stau mult, ce Dumnezeu, am făcut niciun rău la nimeni. Uh, zice, da, dacă era tramvai, cum treceai de mine? Apoi, pe Bianca Drăgușanu, ce nu trecut? Uh, drăjnisne oile, dar și berbecii. Un cioban din Germania și-a luat el popagice 21 de berbeci, homosexuali, fără nicio legătură cu știrea dinainte. 21 de berbeci. Cum i-a depistat? Erau mai așa... 21, da, dacă, că de la berbeci au pornit. 21 de berbeci homosexuali și, zice, ca să, oricum, pentru un perechere nu-ți bun, zice, pentru lână țin. Și face din ele îmi plătește mânuși, șosete, de alea curcubeu. Berbecii să, țin, să simt bine, O aia care ia spre lână și berbecul de la stână. Întrebarea mea este, care dintre berbeci stă capră? Bai mie cu bendea, știți voi. O femeie din Brăila, care era în ares la domiciliu, o fugit de patru ori să-și bată fostul soț. Deci ea s o despărțit de soț, soțul stă cu o concubină și a fugit de patru ori din arestul de la domiciliu, că avea interzis să nu mai terorizeze de om și s-a dus. Actuala concubină i mulțumit fostei. Zice, bă, de ce așa se trebuie să-l altoiești ca să faci om din el? Extraordinar. Bă, da, femeia hotărâtă, îmbrăila, toată lumea hotărâtă sau cu cuțit. Deci, în loc să-l streseze pe WhatsApp de la tastatură, nu? de acolo să-l șicaneze. Nu, domnule, s au dus la el, l-o bătut, l-o o trecut la fapte. Da, la fapte au trecut și cei de la Federația de Canotaj, s-au premiat acolo puternic între ei, ci că contabila de la Federația de Canotaj o luat mai mulți euro decât David Popovici pentru două medalii olimpice. E greu, mă, în barcă e mai greu. La not acolo dai din mâini, dai din picioare, dar în barcă bate vântul, nu știu ce. Și oricum, foarte bine au făcut. Pe cuvântul meu, ăsta e tânăr, nu are nici 20 de ani. Mașină, i-o dat siriac, nu mașină, mașini. Bă, nu țare, totuși, 140.000 de euro, nu ți puțini. Nu stricați copilul cu bani. Că mâine, poi mâine ajunge și ăsta David, dronă de luptă, nu? Și cine? Lăsați! Submarin! Submarin, că și așa note bine. Nu, nu, nu. Domnilor, abțineți-vă. Trebuie ținut omul să facă performanță cât vrea, păi după aia... Cheleni în o zice: Dacă intru în turul 2, ajung președinte. Doamne, să cunosc că era un comic la Unguri, Lotobar Calma, la nu amintia asta, Hunorii Lotobar Calma. Noi că dacă el ajungea, dacă ajunge în turul 2, îi rupe pe toți. Și o mai zis o chestie tare, zice, S -s prea mari ghiozdanele la copiii mici. O văzut el că zice, duc copilul la școală, văd că toți copiii micuți are ghiozdanul mare în spate. Dar nu te-ai gândit că la școlile cu predare maghiară din orașele în care se predă limba maghiară, poate puteți folosi o tehnică și așa vreți să duceți ardealul. <laughs> să ia copila și gheozdanelul câte două, 3 kg de, -a -a. da, câte un bolovan. Și face excursie în peci, în peci și așa mai departe. Băi, lotobar, mă, simpatic ești. Armani. Tu ai ceva Armani în garderobă? că te îmbrașca barosani după moda lui Arămani. Asta e o dedica, dedica virgulă ca Carmen Șerban lui Leo, prințului Leo de la Strehaia. Uh, tu ești Leo, tu ești Leo, ești prințul țiganilor, căutați-o pe net, că e fain, de dați cu mopul acum weekend și mă ascultați și pe mine și pe noi. Uh. Uh, Armani la 90 de ani zice, m-aș putea pensiona, mai lucrez 2-3 ani și ies la pensie și ăștia la 17 ani rup tiktok ul și zic că viața mea nu o să lucru. Și ăla la 90 de ani, dar ce să mai lanseze? Parfumuri, haine, tot or, 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 oricum are creator. Mai merge și el pe acolo, mai zice, nu-i bine, ai tăia prea mult, stai și eu din salar. Că la 90 de ani îți dai seama, Armani, pe bani. La Botoșan, doi căutători de comori au găsit monede vechi sau monezi vechi, monede, asta e pluralul de la monedă, vechi de 2300 de ani. Au găsit monede într-un loc în Botoșan. În valoare? Erau... Sau neprețuite? Neprețuite, dar să te gândești că ne mergea rău și acum, azi, 2300 de ani, că eram mărunții și la noi. Adică nu au găsit o bancnotă, un lingot de aur de acum, niște mărunții. De fapt, Ionilescu a precizat, <coughs> eram acolo la Botoșan, într-o cărciumeare, iar mărunțișul reprezintă restul dat de către barman după ce am dat baxișul. O scosesem pe Loredana în oraș. <gântări> nu prea e fain, dar mă rog. Cu această emisiune a noastră s-a încheiat. Urmăriți-ne în continuare. Așteptăm părerile voastre în comentarii ca de obicei, pentru care vă mulțumim anticipat și tot weekend o să fim alături de voi. Sâmbătă, duminică și cel mai important, pansament pentru suflet, pilula lupilul luni. Vă salut și numai de bine!